mentalități complet diferite. Iată-l pe Cicăldău, începe să cade Camoara, o pasă elegantă a lui Cicăldău, vine centrarea spre Văduț și sunt primele emoții aici în Gruia. Luptă de cap a lui Văduț, mai mult o deviere, trimite mingea pe lângă stâlpul din dreapta al porții lui Arlauskis. Vă spuneam, filozofii diferite pentru cele două cluburi, pentru cei doi antrenori. Pasă pentru Văduț, excelentă minge pe culoar pentru Ganea. Ganea, Lopez Arlauskis, care cade pe plasă. Ganea a reușit o dublă când a jucat acolo în dreapta la Craiova, contra Universității. Ce șansă de gol pentru Viitorul. Perfect gândește Ganea această fază, n-avea unghi să dea direct. L-a văzut pe Arlauskis un pic ieșit. Execuția este aproape perfectă. Centrează Deac, Mureșa, gol! Damian Djokovic, introdus în locul lui Bordeanu, înscrie minutul 43. Ce reușită pentru Djokovic! O execuție perfectă! CFR-ul răspunde la doar câteva minute după ce FCSB a reușit să deschidă scorul și punctează. Superb! Superbă execuție! Încă un asist în dreptul lui Deac.